Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și azi aflăm împreună care sunt cele 10 mistere ale munților Bucegi. Semeți periculoși și misterioși, munții Bucegi sunt considerați în literatura cu preocupări în domeniul paranormal un adevărat pol energetic. De la tuneluri subterane până la guri de rai, cărări reale și locuri foarte încărcate energetic, munții Bucegi suscită imaginația celor care le străbat potecile. Există o foarte bogată literatură de specialitate pe tema misterelor și a fenomenelor paranormale din Bucegi. Potrivit acesteia, munții Bucegi ar fi presărați de locuri misterioase, zone foarte încărcate energetic, unde aparatura se declanșează singură sau oamenii resimt simptome ciudate, portaluri prin care oamenii dispar și apar în alte locuri la foarte mare distanță. Despre Bucegi se mai spune că sunt presărați de tuneluri subterane de zeci de kilometri, dar și de locuri de rai în care oamenii se vindecă miraculos datorită apei vii și a gurilor de rai. 1. Rețeaua secretă de tuneluri și triunghiul de aur al Daciei. Una dintre ipotezele care suscită cel mai mult imaginația amatorilor de mistere din Bucegi este cea a existenței unei rețele de galerii subterane în interiorul Bucegilor. Teoriile merg de la o rețea care comunică pe sub pământ cu piramidele din Egipt până la existența unei baze secrete pe care nimeni nu ar trebui să le cunoască sau tuneluri construite de civilizații extraterestre care monitorizează atent tot ce se întâmplă pe pământ. Tunelurile ar fi cunoscute de un număr foarte mic de persoane încă de pe vremea dacilor, când acestea aveau fie un rol strategic, fie ascundeau un tezaur. Cei care s-au ocupat de măsurători spun că există galerii care comunică prin munte cu retezatul și rarăul din masivul Ceahlău. Pe aceste vârfuri ar fi fost la fel ca pe vârful Omu, sanctuare care împreună formau triunghiul de aur al Daciei, datorită energiilor impresionant de mari care s-ar regăsi în cele trei puncte. 2. Secretul din tunelul Izvor care leagă Prahova de Dâmbovița. Construcția celebrului tunel Izvor, care ar lega județele Prahova de Dâmbovița prin masivul Bucegi, a început în 1913. CFR a aprobat atunci, cu acceptul regelui Ferdinand, construirea magistralei Târgoviște-Pietroșița-Sinaia, iar varianta cea mai scurtă era prin munte. Așa s-a decis spargerea masivului Bucegi în zona Păduchiosu pentru a scurta distanța dintre Moroieni și Sinaia. Primul război mondial asista lucrarea în 1914, aceasta fiind reluată abia în 1938 și abandonată din nou. În 1941, trupele naziste de ocupație au reluat construcția cu cel mai rapid ritm de până atunci, dar finalul războiului a însemnat și terminarea lucrărilor, nu și a lucrării. În partea dâmbovițeană a tunelului au fost realizați 480 de metri, din care doar 100 de metri au fost betonați. Dacă s-ar fi construit până la capăt, ar fi avut 20 de kilometri și ar fi fost cel mai mare tunel din România. Nu se cunoaște nici până în ziua de azi adevăratul motiv pentru care a fost închisă această gură de tunel. Circulă însă o serie de legende locale, potrivit cărora siguranța națională ar fi fost invocată de autoritățile de atunci, dar și faptul că nemții aveau îngropat aici o locomotivă unică în toată Europa, iar tehnica nu trebuia să intre sub nicio formă pe mâna rușilor. În 1985, două echipe de la securitate au detonat intrarea. Unele voci spun că regimul a vrut să ascundă faptul că, în retragere, nemții au executat 100 de localnici care lucrau la tunel. Alții spun că singura rațiune a fost cea a siguranței, întrucât doar o parte era betonată. 3. Sfinxul și Babele, misterele care înconjoară ciudatele stânci. Sfinxul, stânca cu chip de om, stârnește un interes enorm pentru pasionații de mistere. Un megalit antropomorf situat la peste 2200 de metri altitudine a fost numit astfel după asemănarea sa cu Sfinxul egiptean. Geologii pun formarea sa pe seama eroziunii eoliene, dar internetul este plin și de teorii fanteziste care spun că Dacii ar fi sculptat megalitul sau că acesta ar fi de origine extraterestră. Teoriile și-au originea în faptul că Sfinxul ar fi cel mai vechi dintre simbolurile noastre sacre, existând și pe vremea regatelor dacice care îl venerau pe Zamolxis. Alte povești spun că între Sfinxul din Bucegi și Sfinxul din Egipt ar exista un tunel al timpului tridimensional, un culoar energetic. S-au făcut inclusiv presupuneri că Atlasul din mitologia greacă este vârful omul din Bucegi sau
Prometeu înlănțuit de o stâncă de pe același vârf, iar babele, niște altare ale unei vechi civilizații. 4. Piramida energetică. Un alt fenomen legat de Sfinx, care adună în fiecare an, pe 28 noiembrie, sute de persoane, este piramida energetică. În acea zi, pasionații de fenomene paranormale sunt că razele soarelui construiesc la apus o piramidă energetică în jurul chipului sculptat în piatră. Condițiile pentru piramida magică, formată de raze aurice, luminează straniu, se formează doar în data respectivă, iar apariția are rol tămăduitor pentru cei care ajung în zonă în această zi specială. Există și un număr de persoane care s-ar fi vindecat datorită piramidei, iar aceștia se întâlnesc în fiecare an pe 28 noiembrie, considerându-se aleși. 5. Gura de Rai, locul magic unde oboseala dispare brusc. Diverse teorii susțin că în zona vârfului Omu se află așa numitul centru al pământului, locul unde s-ar face legătura între cer și pământ. Considerate guri de rai în tradiția românească, astfel de locuri alungă oboseala ca prin farmec, învăluie corpul uman în energii pozitive și vindecă anumite boli. Gura de Rai ar fi amplasată pe drumul dintre cabana Omu spre peștera. Un loc similar a fost identificat și pe o pantă, pe platoul Bucegilor, din apropierea Sfinxului. Aceste locuri ar fi caracterizate de o anomalie magnetică atipică, zonă care are efecte benefice asupra organismului uman. 6. Apa vie din cascada celor 7 izvoare. Unul dintre miturile Bucegilor, poate unul dintre cele mai disputate, se leagă de apa vie prezentă în mitologia românească prin asociere cu zâne și feți frumoși care își regenerau puterile după ce sorbeau din ea. Un astfel de loc ar fi la cascada celor 7 izvoare din Bucegi, aflată între lacul Bolboci și lacul Scropoasa, pe valea Ialomiței. Despre apa cascadei circulă numeroase mituri. În primul rând, apa purtată de cele 7 izvoare este creditată ca cea mai pură din lume, fără azotiți și azotați, titulatură neconfirmată oficial, dar atestată de studii microbiologice. Pentru puritatea apei există două teorii. Fie că șuvoiul trece printr-un câmp magnetic care îi ordonează structura moleculară până la ideal, fie străbate un zăcământ de argint care împiedică dezvoltarea bacteriilor și purifică apa. În jurul apelor pure de la cele 7 izvoare s-a creat și o adevărată mitologie. Internauții vorbesc despre izvoarele sacre ale lui Zamolxe, localizate chiar pe locul cascadei. 7. Cărarea ireală pe care oamenii dispar fără urmă. Unul dintre fenomenele paranormale care suscită interesul, dar și groaza amatorilor de senzațional, este cărarea ireală din Bucegi. Localnicii din Bușteni, dar și oamenii ai munților, spun că pe traseul Jepii Mici, urcând pe Valea Comorilor, în anumite condiții meteorologice, în special vara, când pe munte se lasă o ceață groasă aparent fără nicio explicație, apare o cărare îngustă de aproximativ 20 de centimetri, paralelă cu poteca principală. În realitate, această cărare blestemată nu există, iar cei care se aventurează să calce pe ea mor sau dispar pentru totdeauna. Doar norocoșii reapar după multă vreme în alte locuri din Bucegi, dezorientați și pierduți, chiar răniți, pe când majoritatea celor care pășesc pe cărare dispar fără urmă, în ciuda căutărilor sau trupurile lor sunt descoperite în primăvara viitoare, zdrobite de stânci. Oamenii locului spun că zona este o poartă temporală sau o deschidere către lumea de dincolo, iar experiențele povestite de cei care s-au salvat sunt similare celor care au experimentat moartea clinică. Renumele paranormal al jepilor își are rădăcinile și în numeroasele accidente grave, foarte grave sau mortale care s-au produs aici. Numeroși turiști și-au pierdut viața pe cărarea jepilor mici, care este recomandată doar celor bine echipați și antrenați. 8. Valea Albă din Bucegi dă peste cap aparatele foto, provoacă amețeli și teleportări. Valea Albă este poate cel mai umblat traseu nemarcat din Bucegi, traseu care atrage ca un magnet aventurieri. Geografic, Valea Albă separă muntele Caraiman de muntele Coștila, fiind mărginită pe dreapta de peretele Văii Albe, un uriaș vertical, și pe stânga de creasta Picături. Una dintre cele mai cunoscute legende ale zonei vorbește despre un portal care ar exista în Valea Albă. Localnici și turiști au relatat despre faptul că au întâlnit în Valea Urlătorii, la kilometri distanță,
oameni complet dezorientați care fie nu știau în ce loc se află, fie credeau că se află în alte locuri. În Bușteni circulă numeroase povești despre existența unor portaluri care leagă Valea Urlătorii de Valea Albă sau de Valea Cerbului. O echipă de la Lumea Misterelor, o publicație adresată pasionaților în domeniu, a organizat mai multe expediții în Bucegi, în zone despre care sunt relatări că se manifestă fenomene paranormale sau energii absolut inexplicabile, printre care și Valea Albă. În vale, aparatele de fotografia digitale s-au resetat din senin pentru ca apoi să-și revină la fel de brusc și inexplicabil, sau se declanșau brusc și realizau fotografii foarte bune. Femeile din respectiva expediție au experimentat și stări de golire de energie, vertigi și pierderi de echilibru. Alte persoane care au ajuns în Valea Albă spun că aparatele digitale s-au declanșat din senin și au surprins fotografii foarte bune. 9. Pietrele calde de la Gura Diham. Un fenomen misterios cercetat de echipa de la Lumea Misterelor este cea a pietrelor calde de la Gura Diham. Pietrele paralelipipedice, care seamănă monumente funerare, se găsesc pe drumul forestier care duce la cabana Gura Diham, la aproximativ 4,2 km de Bușteni. În preajma acestor, acumulatorii aparatelor foto s-au descărcat din senin, cu toate că erau noi, la fel și bateria de la telefonul mobil sau cea de la camera video. Aparatura și-a revenit după ce grupul s-a îndepărtat de locul respectiv. Ceva mai sus pe traseu, membrii echipei au întâlnit un pâlc de copaci în interiorul căruia era un curent de aer inexplicabil de cald, iar pietrele erau și ele calde, cu toate că afară era destul de răcoare, expediția desfășurându-se pe finalul lui octombrie 2009. Revenind ulterior în zonă, împreună cu mai multe persoane, printre care se numărau și sceptici, cercetătorii au constatat același tip de manifestări. În plus, persoanele care au participat la expediție au experimentat o golire de energie, iar cei care au atins pietrele funerare misterioase chiar au avut amețeli, pierderi de echilibru și au simțit minute bune o apăsare în piept. 10. Misterele sutelor de cutremure din Bucegi în 1993. În anul 1993, în perioada 4 mai-10 iunie, s-au produs câteva zeci de cutremure. Există și mărturii că au fost câteva sute, pentru care nu există încă explicații care să mulțumească pe toată lumea. Potrivit localnicilor, frecvența cutremurelor era zilnică și se producea la ore fixe. Unii spun că orele erau 23 dimineața, alții spun că seismele se produceau la ora 20-30. Specificul acestora era faptul că erau precedate de un vuiet puternic, ca și cum ceva s-ar fi prăbușit în interiorul munților. Seismele aveau intensitate destul de mică, de 3 sau 4 grade, însă se produceau la mică adâncime, 10 sau 15 km, ceea ce făcea ca zgomotul din munți să înfricoșeze localnicii. Vârful a fost reprezentat de un seism de 5,1 grade produs în zona Bușteni-Sinaia în seara zilei de 23 mai 1993. Seria de cutremure a ridicat multe semne de întrebare, în principal din cauza faptului că Bucegii nu sunt zguduiți în general pentru că nu sunt într-o arie seismică, dar și pentru că seria de cutremure a încetat brusc, iar scoarța nu s-a mai manifestat de atunci. Oamenii spun că erau încărcați energetic atât de mult încât orice sau pe oricine atingeau se produceau curentare care ajungea până la arsuri ușoare. Aveau insomnii, iar semnalele radio fie cădeau, fie se amplificau brusc în anumite zone. De asemenea, deși aveau insomnii, oamenii nu se simțeau niciodată obosiți. În zonă s-au făcut studii ulterior seriei de cutremure, dar cauzele acestora n-au fost elucidate pe deplin. Secvența aceasta de cutremure din Bucegi din 1993 este unică pe teritoriul României. Se încearcă o interpretare a studiilor făcute în zonă, dar problemele nu sunt încă elucidate, a spus în presa de specialitate Mircea Radulian, directorul științific al Institutului Național pentru Fizica Pământului. Prieteni, eu sunt Cristian Alexandrescu și vă spun din nou că secțiunea comentarii de mai jos este un forum de dezbateri civilizate unde se pot schimba păreri sau lega prietenii. Părerile voastre despre acest subiect contează, însă vă anunț respectos că toți cei care nu vor respecta regula bunului simț vor fi restricționați. Până data viitoare, vă spun la bună vedere!